desenăm un cub în axonometrie. Fiind așa, este cel mai ușor în axonometrie. Prima dată în axonometrie, ca de obicei. Da. Și o să facem în felul următor. Facem axele, adică facem aici o linie așa, oblică, încă una și încă... Și încă una așa. Și acum facem o linie paralelă cu axa asta. Să facem o linie paralelă cu asta de 3 cm. 3. Mai facem încă una paralelă cu asta. Paralelă cu asta la alta, adică. Tot de 3, care să pornească din colțul ăsta, din aici. Uite așa. Tot de 3 cm. Și una paralelă cu asta. Tot de 3 cm. Fiindcă un cub are fețele pătrate. 3 cm și încă una paralelă cu asta, care să le unească peste a doua. Adică asta o să aibă tot 3 cm. Bun. Asta e un pătrat în axonometrie. Ăsta. Și astea sunt axele. Acum, din fiecare colț al pătratului, o să ridicăm înălțim paralele cu axa asta, de câte 3 cm. De aici, 3 cm. De aici, 3 cm. Stați. Nu am găsit ceva. Deci până aici este 3 cm. Să-mi iau radiera, ca să pot șterge. Încă una de 3 cm din colțul ăsta. Și încă una de 3 cm din colțul ăsta. Și asta sunt înălțimile. Acum, între astea două, să facem o linie paralelă cu asta, adică cu axa asta. Așa. Între astea două, facem o linie paralelă cu axa asta. Între astea două, una paralelă cu axa asta. Adică cu linia asta, fiindcă e paralelă cu axa asta. Și între astea două, paralelă cu axa asta, adică cu linia asta. E ușor. Și gata cubulețul. Ce ziceți? Acesta este un cub în axonometrie. Metra, adică muchia, este de 3 cm. Seamănă cu un cub sau nu? Sigur că seamănă.